se cuvine să fie poetul nostru național, Mihai Eminescu. Iată așadar o titlă sau o multiplă bucurie a întâlnirii noastre a tuturor aici. A spus ultimele cuvinte acestea ale domnului senator cât de important este Eminescu pentru noi. El consideră atât de important ca și un bâlgăre de aur și așa am vorbit aici despre simbolul semnele de aur sau un bâlgăre de foc. Nu te poți atinge de Eminescu fără să nu lase urme asupra ta, să nu lase urme în sufletul tău. Dacă e bulgăre de foc, te arde, dacă e bulgăre de aur, te luminează, te străluminează. Mie mi s-a întâmplat acest lucru. Am copilărit cu vasul farmecului Eminescu și am citit enorm de multă poezie, până când poezia m-a învățat ea pe mine. Cred că m-a învățat limba română Eminescu și mă pomenesc la știu, vârșturile, poemele și așa mai departe. Și la vârsta maturității, desigur, m-am întrebat ce este acel ceva din Eminescu care mie îmi place atât de mult și mă cheamă atât de mult în atmosfera poeziilor lui. Așa s-a născut cartea despre seducția absolutului, seducția lui Eminescu asupra mea, nu doar a poemelor puține care se studiază prin școli, mult, mult, mult prea puține. Și dacă sunt aici studenți și profesori, spun lucrul acesta cu durere și cu supărare. Îi spun, Eminescu trebuie studiat mult mai mult decât se face, se întâmplă în școala noastră, de acasă și în cea de aici, probabil. O să trecem dincolo de câteva poeme prin care îl tot filtrăm. Așa. Deci, în felul acesta, eu am căutat să vedem ce nume este absolutul pentru Eminescu, ce este farmecul acela de care el însuși, în atâtea clipe de vraje, se lasă subjugat. Și sigur că am găsit mai multe teme aici, e vorba de dimensiunea omenească, evident. Eminescu sunt tipuri umane, sunt instanțe, dacă vreți, feminitatea, regalitatea, divinitatea și așa mai departe, voievodul despre care vorbea Ioana Întătrescu, care sau sub semnul acesta al absolutului, el însuși Eminescu este atras de ele. În Eminescu există contexte care farmecă, contexte umane, naturale, peisaje care farmecă. Nici nu știți ce arhitect este Eminescu, dacă veți urmări. Am scris un pic, nu îmi place suficient de mult, cum am reușit să scriu despre arhitectura din poemele eminescene, castelele, ogivele, ferestrele, ferestra de la care se vede de departe în zare, luceatorul de la care zmeul din fața grădina de aur vede chipul pământencei de care se îndrăgostește și așa mai departe. Fereastra este un ochi spre lume, este un ochi spre cosmic. Prin fereastră ne privește cosmicul însuși. Sigur, foarte multe se pot spune, tot aici, în seducția absolutului, am vorbit despre odinismul și orfeismul eminescian. Consider cele trei ipostaze ale poetului, pe care Eminescu le conjugă cumva aici, în spațiul nostru carpatic. Poetul nordic și occidental, care a influențat toată cultura occidentală, Odin, rege, mag și poet, care l-a fermecat atât de mult pe Eminescu, este desi un poem, Odin și poetul pe care nu-l citim. Vă invit să-l citiți. Și este apoi Orfeu, cel care suferă, care moare, care este sfârșiat de durere. E o altă dimensiune. Ei bine, Eminescu le are pe amândouă. Într-un vis de eternitate, Eminescu ajunge dincolo în Valhalla, unde e primit de cine credeți? De Odin, zeul nordic, care ospătează cu cine? Cu alți zei și alături se găsește de ceva la masa zeilor. Eminescu are aici un concept foarte special. În eternitate, regii și zei, regii vrednici stau alături de zei. Și cum își petrec ei eternitatea? Am vorbit în ambele cărți despre aceasta. Și o petrec petrecând, în nesfârșit.
sfârșite agape cosmice, trăgând puțin omul spre pământ, ce se mai întâmplă. Deci e atât afară în Dumnezeu. Cea de-a doua carte a fost iarăși sedusă eu de data aceasta de simbolismul aurului și de recurența lui în poemele elineștiene, în marile poeme, dar începem din poemele de dimensiuni mai mici, cele bine cunoscute de public, ucititor din școală și așa mai departe, până la marile poeme, până la drame. Aici, spectaculos este poemul Memento Mori. Am găsit simboluri formidabile, hermeneutice. De aceea eu am pornit în cercetarea simbolului aurului de la Biblie, de la Vechiul Testament și de la ceea ce pretinde Domnul lui Moise în recuzita sacră pe care trebuie să o pregătească pentru cort și pentru chivot. Ce elemente de acolo vor fi de aur? Ei bine, Domnul îi spune, acolo, în acelea, pe acelea, voi cobori eu și îți voi fi Dumnezeu. De aici am extras eu și am văzut că aurul nu e ca și în lumea noastră, cea de toate zilele, ne place. Strălucirea aurului ne atrage. Ei bine, în simbolismul acesta hermeneutic, aurul este un simbol al supremației, iarăși în foarte multe dimensiuni, în ceea ce privește divinitatea, regalitatea, iubirea absolută. De aceea Eminescu își încoronează cumva ființele despre care vorbește în poemele sale, le găsim în ipostaze de aur, înveșmântate în aur, în lumină. Ei, aurul mai este ceva, este însuși nutrimentul, substanța cu care se hrănesc, se nutresc zeii în eternitate. Beau elixir de lumină. Sigur, acesta asigură, pune seama, lumina și simbolismul ei asigură înțelepciunea divină, înțelepciunea regală, asigură puterea magică și numesc-o, sunt ceremonialuri magice de un farmec extraordinar. Aceste poeme trebuie aduse în școală, trebuie aduse în fața studenților, pentru că noi nici nu știm cât de mult pierdem ne citindu-l pe Eminescu, adică să rămânem blocați în Eminescu, nici vorbă. Nu suntem în stare să urcăm, n-am urcat încă până la dimensiunea lui Eminescu și cred că nu vom conteni și nu vom obosi. Vedeți? S-a aniversat recent 500 de ani de Shakespeare. Noi nu avem încă decât 100 și ceva de ani de Eminescu. Nu vom obosi citindu-l, nutrindu-ne noi înșine cu Eminescu și sper că în viitor se va face mult mai mult pentru a disemina pe Eminescu în limbile Pământului, în lume. De bună seamă că editura Poema va face acest lucru, pentru că ea are aici un proiect foarte bun, foarte interesant, sub semnul acestui proiect stau și cărțile mele și altele multe pe care le vedeți aici, pe de o parte, de a aduce în cultura română poeți scritori, nume de prestigiu, poeți, filozofi, mistici, traduși în limba română, s-a început din zona orientală și din limbile arabe. De acolo a pornit de fapt și umanitatea și cultura. Iar trebuie să ne informăm foarte mult ca să aflăm lucrul acesta și să-l cunoaștem foarte bine. Desigur, traduceri de poeți pe care apoi îi promovăm în lume poeți români, scriitori români traduși în limbi străine, care vor ajunge pe alte meridiane. De ce? Pentru că cultura, spiritualitatea, metafora, simbolul, aceasta este hermeneutica, o codificare simbolică, toată literatura trebuie citită așa, putem să aflăm ce a gândit, ce a vrut scriitorul când a scris un poem, dacă noi mergem până în inima simbolului, cum spune Duran. Așa, deci e important să citim literatura așa, să o înțelegem așa și să ne îmbogățim. Bogăția
noastră spirituală de aici vive. Și ne povățim unii pe alții. Nu există râuri care să ne despartă, nici truturi, nici misturi, nici alturi, nici alte râuri. Și noi avem în Transilvania râuri și așa mai departe, pe care se despartă umanitatea, care prin cultură poate descoperi că se țin la fel, trăim la fel, nu contează culoarea ochilor, a pielii, a, știu eu, a părului, rasele noastre, trăim sub soare, sub stele, sub cer, nu? Cerul înstelat deasupra noastră și legea morală în noi, o celebră afirmație. Vă invit să mă obosiți în a citi mari poeți. Vă mulțumesc mult pentru atenție.